bombardamente lângă granița cu România. Rușii au lansat dron kamikaze, au avut loc mai multe bombardamente rusești la granița cu România. Este vorba despre un atac cu zeci de droni de fabricație iraniană în Odessa. Chivul a răspuns imediat, potrivit unui anunț făcut de reprezentanții forțele aeriene ucrainene. Așadar, Reprezentanții forțele aeriene din Ucraina au informat că infrastructura portoară din regiunea Odessa a fost vizată de un atac rusesc cu dron. Au fost lansate 25 de dron, iar sistemul de apărare aeriană a reușit să le doboare pe toate în urma acestor bombardamente. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții forțele aeriene din Ucraina, este vorba despre dron kamikaze Shahed, de fabricație iraniană. Dronele care nu au fost neutralizate au avariat infrastructura portoară din regiunea Odessa și au rănit doi civili, au precizat cei de la forțele aeriene ucrainene. Mai apoi, Comandamentul Militar din sudul Ucrainei a spus că a fost vizată infrastructura civilă de pe Dunăre. Armata a anunțat că în urma atacului a izbucnit un incendiu care a fost stins rapid.